Ieri, polițiștii din cadrul Poliției orașului Țiclene au identificat în trafic pe drumul județean 674 a Țicleni un bărbat de 52 de ani din localitate, în timp ce conducea un autovehicul având o concentrație de 0,41 mg litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge necesare pentru stabilirea cu exactitate alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Poliției orașului Țicleni au identificat în trafic pe drumul județean 674A Țicleni un bărbat de 52 de ani din localitate, în timp ce conducea un autovehicul având o concentrație de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului.